Grav accident duminică seara pe strada Dumitru Alimănișteanu din Câmpul Lung. Un biciclist care cobora dinspre cartierul Valea Româneștilor a văzut în ultimul moment autoturismul care circula pe mijlocul străzii. Din spusele martorilor, frânele de la bicicletă au cedat, iar biciclistul a intrat în plin într-o mașină marca Renault Clio condusă de un tânăr. În urma impactului, bicicleta a fost făcută praf, iar biciclistul a fost transportat de urgență la spital cu multiple traume. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la poliția rutieră pentru a efectua cercetări.